Capitolul 6. Al treilea limbaj al iubirii. Darurile. Studiam antropologia la Chicago. În timpul cursurilor de etnografie am aflat lucruri fascinante despre popoarele din întreaga lume. Am ajuns în America Centrală și am cercetat culturile avansate ale aztecilor și ale maiașilor. Am traversat Pacificul și am descoperit triburile din Melanezia și Polinezia. Am cercetat viața eschimoșilor din tundra nordică și pe cea a aborigenilor din Japonia. Am examinat tiparele culturale în relație cu iubirea și cu căsnicia și am descoperit că, în fiecare dintre aceste culturi, darurile sunt parte componentă a iubirii și a căsniciei. Antropologii sunt fascinați de tiparele care se propagă la mai multe culturi. La fel am fost și eu. Oare e posibil ca faptul de a face daruri să fie o expresie fundamentală a iubirii ce transcende barierele culturale? Oare iubirea a însemnat dintotdeauna să dăruiești? Aceste întrebări sunt academice și oarecum filozofice. Însă, dacă răspunsul este pozitiv, faptul în sine are implicații practice profunde asupra cuplurilor din întreaga lume. Am făcut o călătorie în insula Dominica pentru cercetare antropologică. Plecasem să studiez cultura indienilor din Caraibe și cu această ocazie l-am cunoscut pe Fred, un tânăr de culoare în vârstă de 28 de ani. Într-o zi, îndeletnicindu-se cu pescuitul cu dinamită, a avut un accident și și-a pierdut o mână. După aceea, n-a mai putut să meargă și să pescuiască, așa că avea foarte mult timp liber și m-am bucurat pe deplin de prezența lui. Am petrecut ore întregi împreună, discutând despre cultura lui. Când am mers pentru prima dată acasă la Fred, m-a întrebat: "Domnule Gary, vreți niște suc?" I-am răspuns entuziasmat că da. El s-a întors spre fratele lui mai mic și i-a zis: "Du-te și adu-i domnului Gary niște suc." Fratele a ieșit afară pe alea prăfuită, s-a cățărat într-un cocotier și s-a întors cu o nucă verde de cocos. "Taio!" l-a îndemnat Fred. Între mișcări iuți de macetă, bărbatul a făcut un dop triunghiular în partea de sus a nucii. Fred mi-a întins nuca de cocos și a zis: "Sucul dumneavoastră." Era verde, dar l-am băut, pe tot, pentru că știam că este un dar făcut din dragoste. Eram prietenul lui, iar prietenilor le dai să bea suc. Odată epuizate cele câteva săptămâni petrecute împreună, exact în momentul în care mă pregăteam să părăsesc mica insulă, Fred mi-a oferit o ultimă dovadă a iubirii lui. Un băț de 2,5 metri pe care îl pescuise de pe fundul oceanului. Era foarte neted, de la stâncile de care se tot izbise. Mi-a spus că bățul acela zăbovise multă vreme pe plaja din Dominica și că mi-l oferea ca să-mi amintească de frumoasa insulă. Până și azi, privindu-l, aproape că aud valurile din Caraibe. Dar bățul îmi amintește mai puțin de insulă și mai mult de iubire. Un dar este un lucru pe care îl primești cu mâinile deschise și îți zici: "Uite, s-a gândit la mine." Sau: "Nu m-a uitat." Uneori ne amintim de cineva și îi oferim un dar. Darul în sine este un simbol al gândului la acel om. Nu contează dacă ai dat sau nu bani pe el. Ceea ce contează e că te-ai gândit la persoana respectivă și că ți-ai concretizat gândul oferindu-i un dar în chip de exprimare a iubirii tale. Mamele nu uită niciodată ziua în care copiii le aduc o floare din grădină. Se simt iubite chiar dacă floarea cu pricina n-ar fi trebuit ruptă. Din fragedă pruncie, copiii sunt înclinați să le ofere daruri părinților, semn că darurile reprezintă o dovadă fundamentală de iubire. Darurile sunt simboluri concrete ale iubirii. În timpul cununiei religioase, mirii își dăruiesc și primesc verighete. Preotul spune: "Aceste verighete sunt simboluri clare și vizibile ale legăturii spirituale, interioare și eterne dintre două inimi îndrăgostite. Nu avem de-a face cu vorbe goale. Ele exprimă un adevăr semnificativ. Simbolurile au încărcătură afectivă." Lucrurile devin poate și mai clare în cazul căsătoriilor aflate în pragul destrămării, atunci când soțul sau soția nu mai poartă verighetele. Acesta este un indiciu limpede, evident, că respectiva căsnicie prezintă probleme serioase. Un bărbat căsătorit mi-a spus: "Când mi-a aruncat verigheta în față și a ieșit supărat afară din casă, trântind ușa în urma ei, am știut că avem probleme grave. Vreo două zile am lăsat verigheta să zacă pe jos. Când mi-am făcut în sfârșit curat să o ridic, am izbucnit în plâns." Verigheta respectivă era un simbol a ceea ce ar fi trebuit să fie, dar aflată în palma lui și nu pe degetul ei, acesta a devenit un simbol al căsătoriei care stătea să se destrame. Verigheta aruncată pe jos i-a trezit bărbatului emoții puternice. Simbolurile concrete ale iubirii sunt pentru unii mai importante, iar pentru alții mai puțin important. De aceea, fiecare om are diferite reacții față de verighete. Odată căsătoriți, unii nu scot niciodată verigheta după deget, în timp ce alții nici măcar nu poartă. Acesta este un semn
că oamenii au diverse limbaje primare al iubirii. Dacă limbajul meu primar este reprezentat de cadouri, înseamnă că acord multă importanță verighetei pe care mi-a dăruit-o partenerul și că o voi purta cu mare mândrie. Voi fi, de asemenea, foarte impresionat și de alte daruri pe care mi le va face de-a lungul anilor. Le voi socoti expresii ale iubirii lui. Dacă nu mi-oferă daruri, simboluri concrete, e posibil să mă îndoiesc de dragostea sa. Există nenumărate tipuri de cadouri. Unele sunt foarte costisitoare, altele gratis. Oamenii cărora le place să primească daruri nu pun mare accent pe prețul cadoului. Ei vor aprecia efortul financiar numai dacă acesta depăși cu mult posibilitățile tale. Când un milionar îi oferă în permanență soției câte un cadou în valoare de $1, ea se poate îndoi că darul respectiv este o expresie a iubirii partenerului. Dar atunci când finanțele familiei sunt limitate, un cadou de $1 poate fi expresia unei iubiri de milioane. Darurile pot fi cumpărate, găsite sau făcute. Soțul care se oprește pe drum și culege soției un buchet de flori de câmp își exprimă astfel iubirea față de ea, cu condiția ca partenera să nu fie alergică la polen. Pentru câțiva bănuți, bărbatul îi poate cumpăra soției o felicitare frumoasă. Dacă nu are bani, îi poate face una, nu-l costă nimic. Când ești la serviciu, poți să cauți printre hârtiile aruncate la coș. Iar după ce găsești o coală potrivită, o îndoaie la mijloc, ia o foarfecă, decupează o inimă și scrie pe ea, te iubesc, iar apoi semnează-te. Darurile nu trebuie să fie neapărat costisitoare. Dar ce se întâmplă cu o persoană care zice, mie nu-mi place să fac daruri? Nici n-am primit prea multe în copilărie și nici nu știu să le aleg. Mie peste mână. Felicitări! Ai descoperit deja primul lucru care te va ajuta să devii un partener minunat. Tu și soția vorbiți limbaje diferite ale iubirii. Dar acum că ți-ai dat seama de acest lucru, pune-te pe treabă și învață și limbajul ei. Dacă ei îi place să primească lucruri, trebuie să înveți să-i faci cadouri. De fapt, acesta este limbajul cel mai ușor de învățat. De unde să începi? Fă o listă cu toate darurile de care s-a bucurat partenera ta de-a lungul anilor. Pot fi daruri făcute de tine, de alți membri ai familiei sau de prieteni. Pe baza listei vei putea să-ți faci o idee în legătură cu ce fel de daruri îi plac partenerei. Dacă nu te pricepi să alegi lucrurile trecute de pe listă, cere ajutorul celorlalți membri ai familiei care o cunosc mai bine pe soția ta. Până una alta, rezumă-te la lucruri care ți se par ușor de cumpărat, de făcut sau de procurat și oferă-le partenerei. Nu aștepta vreo ocazie specială pentru asta. Dacă darurile reprezintă limbajul ei primar de iubire, va percepe aproape orice cadou ca pe o expresie a dragostei tale. Dacă vrei să devii foarte priceput când vine vorba de a oferi daruri, trebuie să-ți schimbi atitudinea față de bani. Fiecare dintre noi evaluează altfel banii și încearcă diverse sentimente la cheltuirea lor. Unii au tendința să-i cheltuiască facil și se simt bine făcând acest lucru, iar alții preferă să-i economisească și să-i investească. Ne simțim bine când punem bani deoparte și când îi investim înțelept. Dacă ești cheltuitor, îți va fi ușor să cumperi cadouri pentru partenerul tău. Dacă ești econom, nu o să-ți vină ușor să dai banii pe cadouri ca să îi arăți celuilalt că-l iubești. Îți refuzi până și ție multe lucruri. De ce i-ai cumpărat celuilalt? Această abordare denotă de fapt respingerea ideii că îți cumperi multe lucruri. Economisind și investind, îți asiguri un confort psihic și întreții stima de sine. Îți cheltuiești banii în așa fel încât să-ți acoperi nevoile afective. Dar așa nu satisfaci și nevoile afective ale partenerului. Odată ce vei descoperi că limbajul primar de iubire al celuilalt este reprezentat de cadouri, poate vei înțelege că cea mai inteligentă mișcare pe care o poți face este să-i dăruiești lucruri. În acest fel îți dovedești implicarea în relația de cuplu și umpli rezervorul afectiv al partenerului. Odată umplut rezervorul, celălalt îți va răspunde cu aceeași iubire în limbajul pe care înțelegi tu. Prin satisfacerea nevoilor afective ale fiecărui partener, căsnicia va căpăta o cu totul altă dimensiune. Nu-ți face griji pentru economii. Tot la adăpost vei rămâne. Investiția în cuplu e ca investiția în acțiuni sigure. Există și un alt dar care nu este palpabil, dar care uneori este mai relevant decât orice dar concret. Este vorba de dăruirea propriei persoane, de prezența ta alături de celălalt. Partenerul care răspunde la limbajul darurilor apreciază foarte mult să te aibă alături la nevoie. Jan mi-a spus la un moment dat, Don, soțul meu iubește mai mult sportul decât pe mine. Ce vă face să spuneți acest lucru? Am întrebat. Ziua în care am născut, el era la fotbal. Eu ziceam în spital, iar el juca fotbal, mi-a spus ea. A fost de față când s-a născut copilul. A, da,
Iar la 10 minute după ce am născut, a plecat la fotbal. Am fost distrusă. Era un moment atât de important din viața noastră. Voiam să ne bucurăm de el împreună. Aș fi vrut să stea lângă mine, însă Don m-a lăsat baltă și s-a dus să bată mingea. Dacă Don i-ar fi trimis Gianei buchete întregi de trandafiri, ea nici nu s-ar fi uitat la ele. Nu-și dorea decât să-l știe la spital alături de ea. Era limpede că Gian rămăsese cu traume după experiența respectivă. Copilașul făcuse deja 15 ani și ea încă mai vorbea cu aceeași emoție despre întâmplarea aceea de demult, ca și cum s-ar fi petrecut ieri. Am continuat cu întrebările. Și așa v-ați dat seama că Don iubește mai mult sportul decât pe dumneavoastră? Vai, nu doar așa, mi-a spus ea, până și în ziua în care am îngropat-o pe mama s-a dus să joace fotbal. A mers la mormântare. Da, a mers la mormântare, dar de îndată ce s-a terminat s-a dus la fotbal. Nu-mi venea să cred. Frații și surorile mele m-au condus acasă, iar soțul meu era plecat să joace fotbal. Ulterior, l-am rugat și pe Don să-mi vorbească despre cele două întâmplări și amintea perfect de ele. Știam eu că o să o aducă vorba despre asta, mi-a zis el. I-am fost alături din timpul travaliului și până a născut. Am făcut poze, eram atât de fericit, de-abia așteptam să le dau vestea băieților din echipă. Și seara când m-am întors la spital, a sărit ca arsă. Era atât de furioasă, mi-a vorbit atât de urât, iar eu, naivul, crezusem că o să fie mândră că am dat ghes să le spun și băieților din echipă. Iar când a murit mama ei, probabil că nu v-a spus că mi-am luat liber o săptămână înainte să moară, timp în care am făcut nenumărate drumuri între spital și casa soacră-mii, ocupat cu tot felul de reparații și cu alte lucruri ce trebuiau făcute pe acolo. După terminarea mormântării, mi-am zis că nu puteam face nimic mai mult decât făcusem deja, simțeam nevoia să-mi trag sufletul. Îmi place să joc fotbal și știam că asta o să mă ajute să mă destind, să nu mai fiu atât de tensionat. Am crezut că nu o deranjează dacă iau și eu o pauză. Am făcut ceea ce am crezut că e important pentru ea, dar n-a fost de ajuns. Are ea grijă să nu uite deloc de zilele astea două. Spune că iubesc fotbalul mai mult decât pe ea, iar asta mi se pare de-a dreptul caragios. Bărbatul e sincer. Problema e că nu reușește să înțeleagă că e foarte important să fie alături de soția lui, că ea prețuiește prezența lui mai mult ca orice. În momentele grele, prezența fizică este cel mai important dar pe care îl poți face partenerului, dacă limbajul lui primar de iubire constă în darul. Trupul tău devine simbolul iubirii tale. În absența acestui simbol, iubirea dispare și se stinge. Când au mers la consiliere matrimonială, Don și Jean au retrăit chinurile și neînțelegerile din trecut. În cele din urmă, Jean l-a iertat, iar Don a înțeles de ce este atât de importantă prezența lui fizică pentru soția lui. Dacă vrei ca partenerul să-ți fie alături la greu, îți recomand să-i o spui deschis, să nu crezi că o să-ți citească gândurile. Pe de altă parte, dacă partenerul îți spune, dar aș mai vrea să fii cu mine diseară, mâine, azi, după amiază, ia foarte în serios dorința lui. Din punctul tău de vedere, s-ar putea să nu fie foarte important. Dar dacă nu ai nicio reacție, e posibil să-i comunici un mesaj greșit. La un moment dat, un bărbat căsătorit mi-a povestit următoarea întâmplare. Când a murit mama, șeful i-a dat voie soției mele să lipsească de la serviciu doar 2 ore, cât dura înmormântarea, cerându-i să se întoarcă neapărat la birou în aceeași după-amiază. Soția i-a spus că simte că trebuie să-mi fie alături și că se vedea nevoită să lipsească toată ziua. Șeful a răspuns, dacă vei lipsi toată ziua, s-ar putea să-ți pierzi slujba. Soția mea a ripostat. Soțul meu este mai important decât slujba. În ziua aceea mi-a fost alături și am simțit mai mult ca niciodată că mă iubește. N-am uitat nici până azi gestul ei. Și apropo, a mai adăugat el, nu și-a pierdut slujba. La puțin timp după aceea, șeful a părăsit postul și soția mea a luat locul. Femeia respectivă s-a exprimat într-un limbaj pe care soțul ei îl înțelegea, iar bărbatul n-a uitat niciodată gestul ei. Aproape toate scrierile despre iubire atestă că la baza acestui sentiment se află generozitatea. Toate cele 5 limbaje ale iubirii pleacă de la ideea că trebuie să oferim ceva partenerului, dar pentru unii darurile, simbolurile concrete ale iubirii sunt cele mai convingătoare. Pentru a ilustra punctual acest adevăr, o să spun povestea lui Jim și Janice, un cuplu ce locuiește în Chicago. Asistaseră la seminarul despre căsnicie, pe care l-am ținut într-o sâmbătă după amiază și au fost de acord să mă ducă după aceea la aeroportul O'Hare. Mai erau 2 sau 3 ore până la plecarea avionului și m-au întrebat dacă nu vreau să ne oprim la un restaurant. Eram mor de foame, așa că am acceptat imediat invitația. După amiaza aceea, însă, m-am ales cu mult mai mult decât o masă gratis. Jim și Janice copilăriseră fiecare la câte o fermă din Illinois, cam la 150 de kilometri distanță unul de celălalt. Se mutaseră în Chicago la scurt timp după nuntă. Povestea pe care mi-au istorisit-o se petrecuse cu 15 ani în urmă, înainte să vină pe lume cei 3 copii ai cuplului. Janice a început să
vorbească aproape imediat ce s-a așezat la masă. Mi-a spus, domnule Chapman, motivul pentru care am vrut să vă conducem la aeroport este că voiam să vă povestim despre miracolul din viața noastră. Cuvântul miracol mă cutremură întotdeauna, mai ales când nu știu prea multe despre persoana care îl rostește. Oare ce poveste bizară am să aud? Mă întrebam. Dar am ținut acest gând în sinea mea și am acordat lui Janice toată atenția de care eram capabil, ascultând o poveste care avea să mă șocheze. Janice mi-a spus, domnule Chapman, prin intermediul dumneavoastră Dumnezeu a transformat căsnicia noastră într-un miracol. Mă simțeam deja vinovat. Cu o clipă mai înainte avusesem dubii în legătură cu termenul miracol, pentru că imediat după aceea se află că eu facilitasem producerea lui. Devenisem și mai atent. Janice a continuat. Acum 3 ani am participat la prima conferință despre căsnicie pe care a ținut-o aici în Chicago. Eram disperată, mi-a spus ea. Mă gândeam foarte serios să-l părăsesc pe Jim. Îi și spusese. De multă vreme căsnicia noastră nu mai avea niciun sens. Mă dădusem bătută. Ani de zile mă plânsesem lui, Jim, că am nevoie de iubirea lui, dar el nu reacționase niciun fel. Îi iubeam pe copii și nu știam că și ei mă iubesc, dar simțeam că Jim nu face nimic pentru noi. Pe vremea aceea pot spune că îl uram, devenise foarte tipicar, făcea aceleași lucruri în fiecare zi, era cât se poate de previzibil și nimic nu mai putea scoate din ritmul lui. Ani de zile, a continuat ea, am încercat să fiu o soție bună, am gătit, am spălat, am călcat. Am gătit, am spălat, am călcat. Am făcut tot ce am crezut eu că trebuia să fac o soție bună. Am făcut dragoste pentru că știam că e important pentru el. Dar nu simțeam deloc că mă iubește. După ce ne-am căsătorit, m-am simțit de parcă n-ar mai fi avut chef să mă vadă, ca și cum lucrurile ar fi intrat deja pe un făgaș previzibil. Mă simțeam folosită și neapreciată. Când ne-am povestit lui Jim despre sentimentele mele, mi-a râs în nas și mi-a zis că avem o căsnicie care merge bine, la fel cum au de altfel toți cei din jurul nostru. Nu înțelegea de ce sunt atât de nefericită. Mi-a reamintit că aveam facturile plătite la zi, că eram posesorii unei case frumoase, că aveam o mașină nouă, că puteam să muncesc sau nu, după cum doream și că ar trebui să fiu fericită, nu să mă plâng tot timpul. Nici măcar nu încerca să-mi înțeleagă sentimentele. M-am simțit respinsă de-a dreptul. Ei bine, mi-a spus ea, împingându-mi ceașca de ceai într-o parte și aplecându-se spre mine, acum 3 ani am fost la conferința dumneavoastră. Nu mai participasem niciodată la așa ceva. Nu știam la ce să mă aștept și, ca să vă spun drept, nu credeam că o să fie mare lucru. Era greu să cred că cineva ar fi putut să-l mai schimbe pe Jim. În timpul conferinței și după aceea, soțul meu n-a mai zis nimic. Părea să-i fi plăcut. Spunea că sunteți amuzant. Dar n-ați zis nimic despre niciuna din ideile dumneavoastră. Nici nu mă așteptam. Și nici nu l-am întrebat. Cum spuneam, deja mă dădusem bătută. După cum știți, mi-a zis ea, conferința s-a terminat sâmbătă după amiază. Nopțile de sâmbătă și duminică au decurs ca de obicei, dar luni după amiază, când s-a întors de la muncă, Jim mi-a adus în dar un trandafir. De unde l-ai luat? Am întrebat. L-am cumpărat de la florărie, mi-a spus el. M-am gândit că meriți un trandafir. Am început să plâng. Vai, Jim, ce frumos din partea ta! Știam că luase trandafirul de la un tânăr pe care îl văzusem vânzând flori în după amiaza aceea, dar nu conta. Important era că îmi cumpărasem un trandafir. Marți pe la 1:30 m-a sunat de la serviciu și m-a întrebat dacă să cumpere o pizza pentru acasă ca să o mâncăm la cină. Mi-a zis că s-a gândit că o să-mi facă plăcere să stau liniștit o seară fără să gătesc. I-am spus că ideea era minunată, așa că a venit acasă cu pizza și ne-am distrat de minune. Le-a plăcut și copiilor și i-au mulțumit tatălui lor că le-a adus pizza. Eu l-am îmbrăcat, l-am îmbrățișat și i-am spus că mi-a adus multă bucurie în suflet. Miercuri, când s-a întors acasă, i-a adus fiecare dintre copii câte o cutie de fursecuri, iar mie un ghiveș cu flori. Știa că trandafirul se va ofili și s-a gândit că îmi va face plăcere să am o floare mai rezistentă. Mi se părea că am halucinații, nu venea să cred că Jim făcea una ca asta și mai ales nu înțelegeam de ce. Joi seara după cină mi-a oferit o felicitare cu un mesaj în care îmi spunea că nu fusese întotdeauna în stare să-și exprime iubirea față de mine, dar că spera că prin această felicitare îmi va da de înțeles cu exactitate cât de mult ține la mine. Am plâns iar. M-am uitat la el și nu m-am putut abține să îl îmbrățișez și să-l sărut. Ce ar fi să angajăm o bonă sâmbătă și să mergem în oraș, să cinăm în doi, mi-a sugerat el. Ar fi minunat, am spus. Vineri după amiaza a trecut pe la cofetărie și ne-a luat fiecare prăjitura preferată. A ținut din nou ca totul să fie o surpriză, spunându-ne doar că are ceva bun la desert. Până sâmbătă seara, a continuat Janice, m-am simțit în a nouălea cer.
Nu înțelegeam ce s-a întâmplat cu Jim și nici dacă e ceva de durat, dar mă bucuram de fiecare clipă în parte. După ce am luat cina, la restaurant, i-am zis: Jim, te rog să-mi spui ce se întâmplă, nu înțeleg. Janis m-a privit fix și a continuat: Domnule Chapman, dumneavoastră trebuie să mă înțelegeți. Omul ăsta nu mi-a oferit nicio floare de când ne-am căsătorit. Nu mi-a dusese nicio felicitare, nicio împrejurare. Zicea mereu: e o risipă de bani. Te uiți la ea și după aia o arunci. Nu ieșisem în oraș decât o dată în 5 ani. Nu le cumpărasem niciodată nimic copiilor și mie îmi spunea să-mi iau doar strictul necesar. Nu venise niciodată cu pizza acasă. Țineam morții să pregătesc masa în fiecare seară. Înțelegeți? E vorba de o schimbare radicală de comportament. M-am întors la Jim și l-am întrebat: ce ați răspuns soției dumneavoastră la restaurant când v-a întrebat ce se întâmplă? I-am spus că v-am ascultat conferința despre limbajele iubirii și că mi-am dat seama că limbajul ei era cel al darurilor. În acel moment am realizat că nu-i făcusem niciun cadou de ani de zile, posibil chiar de la nuntă încoace. Mi-am amintit că înainte de a ne căsători obișnuiam să-i aduc flori și alte lucruri mărunte, însă după aceea mi s-a părut că nu ne mai permiteam. Când m-a întrebat ce se întâmplă, i-am spus că am decis să îi aduc câte un cadou pe zi, vreme de o săptămână, ca să văd dacă se schimbă ceva la ea. Trebuie să recunosc că în săptămâna aceea atitudinea ei s-a schimbat fundamental. I-am spus că mi-am dat seama că ceea ce a zis e just și că trebuie să învățăm limbajul corect al iubirii, acesta fiind secretul prin care putem să-l facem pe celălalt să se simtă iubit. I-am mai spus că îmi pare rău, că m-am purtat rău în anii trecuți, că nu i-am satisfăcut nevoia de iubire. I-am mai zis că o iubesc cu adevărat și că îi sunt recunoscător pentru toate lucrurile pe care le-a făcut pentru mine și pentru copii. I-am mai zis că, dacă o vrea Dumnezeu, o să învăț să-i fac cele mai frumoase cadouri până la capătul zilelor mele. Ea mi-a răspuns: bine, Jimmy, e absurd să încerc să-mi cumperi câte ceva pentru tot restul vieții. N-ai cum să-ți permiți. Ei bine, probabil că nu o să fac asta chiar zilnic, i-am zis, dar o dată pe săptămână e rezonabil. Asta ar însemna să-ți fac 52 de cadouri pe an. E ceva față de anii trecuți, nu? Și oricum, de unde ai înțeles tu că o să le cumpăr pe toate? Poate pe unele o să le fac eu sau poate să mă inspir din ideea doctorului Chapman și o să culez câte o floare din curte la primăvară. Janice a intervenit: domnule Chapman, nu știu dacă a ratat o săptămână în 3 ani de zile, e alt om. Nici nu vă dați seama cât de fericiți suntem. Acum copiii ne zic porumbei. Rezervorul meu afectiv e plin. Deja simt că dă pe din afară. M-am întors spre Jim și l-am întrebat: dar tu te simți iubit de Janis? Întotdeauna am simțit că mă iubește domnule Chapman. E cea mai grozavă gospodină din lume. E o bucătăreasă desăvârșită. Îmi spală și îmi calcă rufele. Se poartă minunat cu copiii. Știu că mă iubește. După care a zâmbit și a adăugat: acum cred că v-ați dat seama care este limbajul meu de iubire, nu-i așa? Da, într-adevăr. Și am mai înțeles și de ce Janis a folosit cuvântul miracol. Darurile nu trebuie să fie nici costisitoare, nici făcute săptămânal. Pentru anumiți oameni, valoarea lor nu are nicio legătură cu partea financiară. Contează doar încărcătura lor afectivă. În capitolul 7 vom vorbi despre limbajul de iubire a lui Jim.